Viitoarea grădiniță din Burdujeni Sat și-a aflat în sfârșit constructorul. Este vorba de o firmă din Suceava, licitația fiind adjudecată la a doua strigare. Primarul Sucevei Ion Lungu a precizat că valoarea investiției este de puțin peste 2 milioane lei. Așa cum știi, a fost prima o licitație și nu s-a prezentat nimeni. La a doua licitație au fost depuse două oferte. Asocierea Building Good House și Peter Group din Suceava și Com Bucovina o altă ofertă. În urma licitații, finalizării licitației, Com Bucovina a câștigat această licitație pentru suma de 2.043.071,13 lei față de valoarea estimată 2.093.550,20. Da? Valoarea estimată de plecare a fost 2.093.550,20 și a fost câștigat cu 2.043.071,13 lei. Termen de realizare a acestei investiții este de 24 de luni. Doamne ajută, bine că s-a licitat și spun eu că aveți o firmă puternică, serioasă, care este de acolo din Burdujeni Sat și sunt toate șansele să facă o lucrare de calitate.